de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suport. Bună dimineața! Bună dimineața! Pe ecran aveți în acest moment un titlu și ceea ce am numit noi știrea zilei de astăzi. Eu aș spune că este într-un fel evenimentul de presă al acestei perioade. Noi aici la Mesagerul am pornit, dar nu noi am pornit de fapt, o să vă povestească cei în cauză. Totul a plecat, zic eu, de la ideea de a vedea ce se întâmplă în jurul nostru cu cei care sunt viitorul acestei comunități și așa s-a născut ceea ce vedeți dumneavoastră pe ecran, Adolescent Teen News, cu Sorina și Daniel. Bună dimineața, Sorina și Daniel! Ia să vedem, ne-i poți da în emisiune, în ecran, mi-ai dat în ecran, mărește ecranul pentru ei, te rog frumos. Sorina și Daniel, doi copii senzațional, doi tineri senzațional, că nu mai sunt copii. Tocmai am avut o dilemă la începutul emisiunii, că eu am zis, băi, la 14 ani cum sunteți? Și noi 14, noi suntem la 16 ani. Dumneata, cum îți permiți să ne faci pe noi? Deci, la 16 ani, doi copii, doi tineri senzaționali, au avut această idee și noi am zis, da. Deci, Sorina, adică Sorina Harabagiu și Daniel, adică Daniel Nastasă, au pe ei tricourile pe care scrie Adolescentin și îi rog frumos să ne spună ce-i în capul lor, ce-a fost în capul lor când au acceptat această provocare și de ce și cât au de gând să meargă cu ea înainte, așa, danga-langa, cum spunea poetul. Cine vrea să înceapă? Daniel vrea. Deci a hotărât în orice echipă, gâtul este, capul este cel care vorbește primul, dar gâtul hotărăște. Te rog. Am început ca un proiect de vară, însă dacă o să aibă succes, o să continuăm și în viitor și vrem să ni se alăture cât mai mulți dintre voi. Știm că sunt doritori. Daniel, asta a fost, ca să spună, ăsta a fost discursul, ca să spunem așa, pe care l-ai pregătit înainte. Sorina, deci, a început ca un proiect de vară, da? Hai, povestește-ne, cum a început? Pur și simplu, am venit aici, am căutat experiență ca să văd ce pot face pe viitor, dacă îmi place jurnalismul, chestii de genul. Apoi a venit domnul director și ne-a spus, haideți, de ce nu? Adică ăla cu păsărici, nu în cap. Da. Și am acceptat, fiind o idee bună. Și a stat și v-ați gândit vreo două zile să căutați un titlu? Mult, da. Și titlul ne-a venit așa, pe secundă, mie. Așa. Ulterior, bineînțeles, am aflat că mai exista deja titlul ăsta, dar cum nu era în piatră, ne-am hotărât să-l folosim. Am pus Adolescentin, sfârșitul în engleză. Sper că înțelege toată lumea. Mai acum, știi cum e? Asta a fost o mică răutate, nu? Asta a fost o mică răutate. Adică, pentru adulți, normal. Adică noi, pentru noi engleza este a doua limbă acum, nu? Așa. Bun. Hai să vedem ce transmiteți voi în Adolescentin. O să te rog, domnul de la butoane, domnul fără de care nu putem face emisiunea, să apeși pe Adolescentin și să, dacă poți, să ne dai și câteva titluri. Dacă nu, nu e o problemă. Deci, despre ce v-ați gândit voi să scrieți? Și vreau să fim foarte bine înțeleși. Nimeni nu a impus vreun subiect. Este adevărat? Corect, da. Nimeni nu a intrat să corecteze textele voastre și ideea este că cel puțin noi, cei care facem parte din echipa Mesagerul, vrem să vedem ce faceți voi. Cum gândiți, ce vreți, ce visați, până unde visați. Deci hai să vedem despre ce v-ați gândit să scrieți
și vorbiți voi între voi ca cum ați fi la o ședință de redacție. Despre absolut orice, orice ne interesează pe noi, nu se pe adulți. De exemplu, politica am scos-o total. Știrile despre vreme sau așa, cel puțin pe noi nu ne interesează. Am preferat să scriem despre modă, IT, serioase. Despre ce mai scrii tu? IT, topuri, pentru că sunt cele mai citite și de actualitate. Sporturi, evenimente din sport. Modă, cum ai spus și tu, pentru că interesează fashion-ul în ziua de azi. Social media, pentru că este de actualitate. Continuăm. Ați scris și despre probleme extrem de grele, am văzut eu acolo. Eu nu aș avea curajul să scriu despre anumite subiecte, că mie mi se par că e greu de scris, dar mă rog, eu citesc cu plăcere ce scrieți. Și încerc să învăț și romgleza și alte asemenea. Aștept în continuare traduceri, de, adică explicații de, la anumite expresii. Cum vedeți voi viitorul acestui site? Cum a spus și Daniel, am început ca un proiect de vară, având 16 ani, nu mai voiam să stăm în casă să facem ceva. Iar dacă va avea succes și dacă vor veni cât mai mulți oameni la noi, probabil că vom continua până în 12-a. Când spui oameni, nu te referi la... La adulți, mă refer la adolescenți ca noi. Deci adolescenți ca voi. Adolescenți ca voi care probabil... comunică pe anumite rețele de socializare foarte mult. Eu aș vrea să ajungeți ca toate aceste comunicări pe rețele să le adunați într-un loc și să fiți ca niște oameni, ca niște lideri de opinie în domeniul ăsta. Și depinde numai de voi să aduceți în jurul vostru cât mai mulți. Ați avut vreo reacție? Noi n-am făcut până acum reclamă noului site, că am zis să meargă lucrurile de la sine, firesc. Ați avut reacții? Au fost destul de multe, mai ales la subiectul cel mai controversat din România. Adulții și LGBT-ul au fost, s-au dezbătut foarte mult aceste subiecte, mai ales unde s-au distribuit postările, adică pe grupuri, pe pagini, și s-au cumva au dezbătut oamenii subiectul acesta. Au venit fiecare cu argumente, fiecare cu opiniile proprii și ne bucurăm că am primit un fel de feedback de la oameni. Păi în funcție de asta vezi și ce să scrii și cam cum să abordezi lucrurile. Deci da, uite, este un subiect extrem de greu. Extrem de greu de abordat și nu înțelege toată lumea dacă îl abordez. Băi, dar ce i-a apucat pe ăștia? De ce? Cum? Și eu am primit un telefon apropo de subiectul ăsta. Dom'le, dar un pic de cenzură nu se poate acolo? Și am zis, de ce cenzură? Păi nu, că e un subiect delicat. Da, este un subiect delicat și... Asta nu înseamnă că nu trebuie atins. Da. Ce alte subiecte mai gândiți să atingeți? Depinde de problemele care vor apărea, vă spun. Adică eu scriu la categoria de serioase, eu abordez aceste subiecte și atunci când scriu, scriu din punctul de vedere al adolescenților. Adică așa cum vedeți voi lucrurile. Exact, da. Deși sau cum îl vedeți sunt tu? De acord cu mine, majoritatea sunt. Și de asta m-am decis să scriu despre asta, mai ales că eu am o opinie cam despre orice. Ai, deci, da, este foarte bine să ai o opinie despre orice. Deci eu zic că e bine, dar opiniile acestea să fie susținute. Adică în momentul în care ai o opinie, să susții. Acum, spune-mi și mie, de ce ai spus tu și ai fost și tu de acord, nu vă interesează politica? Adolescenților, în general, nu cred că le place atât de mult să privească oameni să zic, certându-se sau băgându-se unul pe altul în închisoare, cel puțin. Mie, de exemplu, îmi place politica, urmăresc, dar... Mai puțin politicienii. Mai puțin politicienii, da. Cred că, nu? Mai puțin politicienii și modul în care se exprimă ei public. Tocmai,
Eu cred că dacă ar veni un politician care să adreseze și pe limba voastră și să spună, măi Sorina, măi Daniel, măi Georgel, măi nu știu care, peste 2 ani de zile, tu trebuie să vii la vot. Și ce vrei tu de la politicianul de pe plan local, de la politicianul pe plan național? Și să poarte un dialog cu voi. Cu voi direct, nu prin televizor, prin... Păi, hai să vedem ce vreți voi. Că uite, eu fac planul de dezvoltare al municipiului Piatra Neamț sau al județului. Voi o să trăiți peste 10 ani dacă rămâneți în țară. Nu? Rămânem. Așa, deci dacă rămâneți în țară. Păi voi o să trăiți aici. Nu vă interesează. Nu vreți să-mi dați o idee cam ce ați vrea voi să faceți? Zic și eu, nu știu. Dacă ar veni unul din ăsta, ați stat de vorbă cu el? Probabil că da. Probabil că da. Să vedem cum gândește, ce vrea să facă. Dar eu sper la un viitor în care eu sau comunitatea mea de adolescenți să fie la putere, să zicem, să poate să facă alegerile corecte. Așa. Să nu facă doar promisiuni. Mă rog, știți cum se face acum. Cunoaștem că promisiunile sunt baza politicii române și nu numai a politicii. Bun. A spus că e un proiect de vară, da? Da, dacă cumva... Toți sunteți șefii acestui proiect în acest moment. Noi suntem așa, undeva pe aici, prin jur. Poate vă găsiți pe cineva, dacă nu veți continua voi cu proiectul, care să ducă mai departe proiectul. Eu asta m-aș bucura cel mai tare. Ca proiectul ăsta să meargă de la sine aproape. Să vină oameni, tineri, adolescenți, care să vină tot timpul cu idei. Iar voi, rolul vostru este nu să fiți cenzură, ci să fiți cei care păstrați, cum se spune, bunul simț. Că, de fapt, în presă asta contează cel mai mult. Bunul simț, discuți despre orice, dar fără derapaje. Să-i spui unuia că e nu știu cum, că altul e așa, unul are ochii albaștri, fața învinețită sau altceva. Sincer, vă spun ceva, n-am pălărie, dar mi-aș scoate-o în fața voastră, că ați avut curajul ăsta, eu n-aș fi avut curajul ăsta să fac. Eu am propus așa într-o doară și voi ați luat-o și cu o seriozitate care pe mine m-a frapat și care mă face să am speranțe mari. Dacă 80% dintre tineri sunt ca voi, 75%, 50% dacă sunt ca voi, avem viitor. Și pot spera și eu să-mi iau pensia din contribuția voastră pe care o veți vărsa la buget. Vă doresc multă baftă, vă spun, bine ați venit în familia asta a noastră, a mesagerului și a presei și vă țin pumnii. Mulțumim. Aștept cu nerăbdare să văd ce veți scrie și astăzi. Și de acum vom contribui și noi la împrăștierea știrilor voastre și poate scoatem și o linie de tricouri cu adolescentin, nu? Cine știe. Poate scoatem și alte materiale promoționale ca să devină așa un fel de curent în acest oraș care simte nevoia unui suflu cât mai tânăr și cu oameni frumoși și deștepți. Vă doresc cele bune, sănătate, numai bine. Mulțumim. Oameni buni, aceștia sunt cei care pregătesc viitorul pentru acest oraș. Eu nu pot decât încă o dată să spun că îmi scot pălăria în fața lor și astăzi am vorbit prea mult aici, vă spun un uic.